Ce faci, draga tate? Bine, învăț pentru BAC. Bravo, tată, bravo. Vezi că tate ți-a mai luat un telefon? Altul? Dar luna trecută mi-ai luat. Da, cum, nu ești bucuroasă? Păi alții învață la lumina lumânării. Și chiar n-au ce mânca. Și tu acum nu te bucuri de telefon? Ba da, tată, dar acasă când vii? Păi lasă când vin eu acasă, că eu am treabă. Tu ia și învață acolo. Să iei notă mare, să iei BAC-ul, da? Băi, dar ce nervos. Băi, ce supărată-s, mă. Copilul ăsta meu nu vrea să mai învețe deloc pentru BAC. Trebuie să știi să vorbești cu copiii. Trebuie să dăruiești. Trebuie să dai ca să primești. Da, tata. Ce face fetița tati? Cum merge cu învățatul? Bineșor. Mai bine era dacă erai și tu acasă. Da, știu ce spui, dar... Tati e în curs, nu am cum să vin acum acasă. Eu sunt aici să fac bani, dar... Uite, hai să zic că ți-a luat tati cadou la special. Ți-am luat mașina aia care îți place ție. Da, tata, mulțumesc frumos. Da, așa m-am gândit, când vei intra la facultate, să nu stai să te mai chinui cu transportul public, să-ți vină și ție mai ușor, să ai mașina ta proprie și personală. Hai, succes la învățat, că se apropie BAC-ul. Vezi, prietene? Uite, așa se face. Copilul trebuie stimulat. Copilului trebuie să-i dai. O să fie minunat. Să vezi cum o să-mi ia mie BAC-ul. Colega mea nu merită. I-am luat destul. I-am luat recuzită, cărți, haine. Acum să mă mai las în pace. Îi ajunge. O să iau când o să ia BAC-ul. Tata. Unde ești? Acum am închis mașina și mă duc sus să învăț. Bravo, fata tati. Și cum e mașina? Da, tata, e foarte bună, mulțumesc. Da, mă bucur. Uite ce m-am gândit. După ce ai să iei BAC-ul și ai să mergi la o facultate bună, să nu stai să te chinui tu cu gazdă sau mai rău la cămin, m-am gândit și, uite, ți-a luat tati un apartament. Apartament? Da, tati. Un apartament. Tată, dar de unde ai atâția bani? Cum de unde atâția bani? Păi tati muncește, nu? Și asta nu e treaba ta. Când e BAC-ul? Săptămâna viitoare e BAC-ul, tată. Dar vii acasă la rezultate? Nu pot să vin acasă. Hai. Ia și învață. Pa. Eu nu înțeleg de ce ai făcut împrumut ca să-i cumperi apartament. Cum, de ce? Ca să o stimulez. Parcă îmi pare rău că n-am stimulat și eu copilul când trebuia. Parcă ai zis că nu o să-mi ia BAC-ul. Fata mea o să ia BAC-ul cu nota cea mai mare. Uite, mie chiar îmi vine să pun pareu cu voi că ea o să fie cea mai bună. Ce vorbești? Fata mea o să ia nota cea mai mare. Ei, stați un pic așa. Știți vorba aia din popor? Când doi se ceartă, băiatul meu o să ia cea mai mare notă la BAC? O să... Da. Hai să punem pareu atunci. Hai să punem pareu. Salutare, băieți. Salut, salut. Ce faceți? Stăm aici, uite, de exemplu, copiii noștri care au BAC-ul. Eu am pus pareu că fata mea o să aibă nota cea mai mare. A mea o să ia nota cea mai mare. Vă spun eu, hai să vedem. Pariez și eu numai, chiar dacă nu am copil la BAC, pariez pe fetița lui Marius. E o fată super inteligentă. Eu merg pe mâna lui Claudiu, nu degeaba investit el în copii. Băieți. Am auzit că faceți pareu aici, vreau să fac și eu niște bani. Vreau să pariez pe băiatul Don Vasi. Că e cel mai șmecher. Nu, domnule! O să vedeți! Cel mai tare! Asta nu, Marius, e foarte inteligent la matematică. Cei mai ușor bani. Ba, dar nu întregi cu băiatul Vasi. Ești fizică și tare. Pune codul. Ăsta e codul meu. A luat! 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 Asta e codul lui Fiorn. Ia, vezi tu acolo pe tot ăla. Nu, n-are cum să ia mai mult ca fiică ta. N-are cum. O luat! Cu cât? Cu 8! Ia gata, mă, ia. Ăsta e codul lui fiică mea. Ia du și vezi ce 10 a luat, a?
Nu o luat. Cine a luat? Fata lui tati? Fata lui tati n-a luat? Măi, cum n-a luat? Nu fi supărat. Stai liniștit, aia se mai întâmplă, dă în toamnă. Păi de acum dacă 8 ori, împărțim bani. Fata tati, fata tati, de ce n-ai luat bani cu fata tati? Ți-am luat telefoane, ți-am luat mașină, ți-am luat apartament, ți-am luat. Spune-mi, fata tati, de ce n-ai luat bani cu fată? Tata, ai omis ceva. Ce, fată? Ce am omis? Ce trebuia să fac? Să vin acolo? Să fiu cu tine? Să-ți țin pixul acolo? Să învăț eu pentru tine? Tot, hai acasă, hai acasă! Examenul tău! Nu, tată, dar mi-ai luat de toate. Dar bani pentru pregătire nu mi-ai dat. Cine voie să-mi dea mama pe care ai lăsat-o și a plecat cu altul? Sper să înțeleagă tata că un bac se mai ia. Pentru mine e mai importantă familia.